invităm în minutele care urmează să cunoașteți trei tineri plini de viață, Ionuț, pe Georgian și pe Iosif. Sunt trei tineri care, din cauza anturajului în care au nimerit, au avut de suferit. Viața lor nu ducea nicăieri. Astăzi însă, ei spun că sunt plini de speranță și visează. Visează la o viață împlinită și asta pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Haideți cunoaște împreună în cele ce urmează pe Ionuț, pe Georgian și pe Iosif. Când eram mic, mă visam să fiu polițist. Aspirații care s-au schimbat complet odată cu trecerea timpului, trecând de cealaltă parte a Egii și schimbându-mi orientările. Am avut o viață normală, vin dintr-o familie bună, cum s-ar zice, de creștini ortodoxi, doar cu numele creștini ortodoxi, o familie de cadre didactice și mama mea și tata mea și mama mea și tatăl meu au fost cadre didactice. Tot a fost ok în viața mea până undeva la vârsta de 12 ani, 13 ani, când mama mea s-a îmbolnăvit de cancer și exact în momentul ăla s-a întâmplat să aflu și eu de Dumnezeu și să încep să merg la o biserică. Întotdeauna le-am dat de furcă alor mei, dar a fost amuzant că am fost până la un anume punct al vieții mele, am fost un copil bine crescut. Așa susțin cei din jur. Și de obicei când zice unul, zic doi, zic trei, deja încep să crezi. Deci se pare că eram un copil bine crescut. Eu m-am născut într-o familie de creștini și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că am avut niște părinți care m-au iubit și am avut o creștere destul de bună. Mai am încă patru frați, am înțeles foarte bine între noi, eram liniștiți ca copii de biserică care aveau treabă decât cu ce se întâmplă în casă. De ce ai spus că eram creștin ortodox doar cu numele? Pentru că era doar titulatură. La noi nu cunoșteam pe Dumnezeu doar cum îl vedeam pe icoane în casă, cunoșteam pe Iisus doar dintr-o cruce, nu știam ce a făcut pentru mine, nu aveam o relație, nici măcar nu mergeam la biserică, nici formal. Nu însemna nimic. Era doar un tablou frumos la mine în cameră și atât. Cred cu toată tăria mea că Dumnezeu vrea să schimbe chestiile astea, că oamenii, atât oamenii bisericii, cât și oamenii care merg regulat la biserică, vor privi cu o altă, nu altă nuanță. Cu alți ochi. Da, cu alți ochi. Okay. Relația pe care o avem cu Dumnezeu. Da, da. Cum ai ajuns tu, ortodox fiind și în momentul de față, să urmezi cursurile școlii biblice pentru România, aici în Cluj? Ok. După cum am zis, sunt din București și... Ce s-a întâmplat? Mama ta s-a îmbolnăvit. Cum anume ai început să realizezi că există Dumnezeu de-a cărui prezență trebuie să știm? Am aflat Dumnezeu printr-o soră vitregă care locuia în Statele Unite și exact în perioada aia a venit în România și m-a luat ea la o biserică, la o biserică penticostală, unde exact perioada în care mama mea s-a îmbolnăvit se vorbea despre vindecări și cum Dumnezeu vindecă. Eu fiind foarte mic, am avut o credință foarte mare că Dumnezeu să o vindece pe mama mea și în fiecare seară era rugăciune. Mereu mergeam și mă rugam pentru mama mea. Și după un an de zile de rugăciune, cam așa a durat perioada în care a fost la biserică, mama mea a murit. Moment în care am zis că nu există Dumnezeu, că e un mincinos și că tot ce se vorbește despre el sunt doar falsuri. Ce alte lucruri se întâmplau în viața atunci? Care era relația ta cu tatăl tău, cu sora ta vitregă, cu școala, eventual cu prietenii? Relația mea cu tatăl meu era una ok. Nu eram cei mai apropiați, dar aveam o relație ok. Mă iubea. Le-ai mai apropiat de mama ta? Da, eram mult mai apropiat. Sora mea a plecat în America după ce m-a dus la început, nu a stat decât câteva luni. M-am dus spre biserică și după aia am rămas din nou singur. Și din momentul în care mama mea a murit, n-a avut cine să mă mai scoată din răzvrătirea aia. Tatăl meu a vrut să aibă grijă de mine cât poate, dar nu, să nu mă lase să urmez, pentru că zicea că ce devin să și așa mai departe. Și toată viața am luat o întorsătură la 180 de grade. Când au început să se complice lucrurile, de pe la ce vârstă îți aduce aminte? A fost un continuu război cu învățătura. Deși mi-a plăcut să citesc cărți, dar întotdeauna am citit cărți care nu au avut legătură cu perioada mea de studiu, perioada respectivă de studiu și până și aici la școala biblică, mă rog, trebuie să citim Biblia, că na, școala biblică, mi-a fost foarte dificil să mă apuc să citesc Biblia. Întotdeauna mi-a fost foarte dificil să citesc ce mi-a fost dat să citesc. Fiind în războiul ăsta, continuu cu școala și ai mei având pretenția să am o educație bună, a fost dificil
să am liniște, atât cât și în familie. Dar m-am descurcat, m-am strecurat întotdeauna. Nu, sunt singur la părinți. Eu cu timpul am crescut foarte închis în mine și foarte, foarte rușinos. Mă uitam mult la colegii de școală în clasele 1-4 și ei făceau lucruri pe care eu nu le puteam face și asta mă făcea să fiu foarte rușinos și să rămân în banca mea. Nu eram în stare în timpul pauzei să ies, să fac ce fac ei și eram considerat tot tirarul clasei și prea liniștit. Și ce fel de lucruri făceau ce nu le puteai tu face? În clasele mici, atunci, simplu fapt că se duceau la magazin sau se mai alergau pe coridor sau lucrurile astea, eu eram mult prea timid și mult prea rușinos, așa, ca să ies din banca mea. Eram în continuu în banca mea. Am fost premiant până în clasa 4-a, baia am fost un mic dezastru sau aproape de dezastru, ca să nu sune chiar de rău. Nu am fost un dezastru, am fost aproape de dezastru. Am fost un pic diferit de cei din mediul în care veneam, adică cu toate că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cum îl cunosc acum, îmi dau seama că am avut un oarecare respect, nu la nivelul care îl am acum. Dar țin minte că mă agasa enorm să mă duc de Paște la biserică. Se înjura, se înjura bisericii acolo. Multe chestii care nu le vedeam la locul lor. La mine, la țară, de exemplu, femei cu fustă, cu batic, care semnau că indica la biserică, dar după aia blestemau foarte mult și mama blestema foarte mult și înjurau. Și nu văd logica și sensul. Mai târziu, în adolescență, lucrurile s-au schimbat? Din clasa 5-a, cum am schimbat și profesorii și mentalitatea asta, că acum poți să chiulești și să faci anumite lucruri care o auzisem de la mai mulți, mai ales prin faptul că începuse mie să-mi placă de o fată, am început să fiu mai rebel și pur și simplu să ies din banca. Și cred că de atunci eu am început să am o mare nevoie de atenție și să am atenție colegilor. Și eram la o școală în care nu puteți iei atenția dacă învățai bine și trebuia să-ți câștigi atenția dacă făceai lucruri așa nu foarte grave pentru clasa a 5-a, 12 ani, cât aveam, 10 ani cât aveam atunci, dar ușor, ușor am început să devin mai rebel, să nu învăț, cu toate că capul îmi mergea și mintea mergea. Eu spuneam că nu pot să învăț, nu-mi fac temele. Cu profesor vorbeam urât, începeam să vorbesc urât. Pentru că ai simțit că în acest fel ți se dă atenție? Da, da, da. Că pur și simplu colegii mei mă văd și chiar vedeam că începeau să vorbească cu mine, să îmi auze. Cu părinții tăi nu ai încercat să vorbești despre ceea ce tu simțeai în acea vreme? Am avut lucrul ăsta de închidere, pur și simplu nu, în copilăria mea nu am avut discuții de genul cu familia mea, cu părinții mei. Mereu mă comparam cu alții, dar eu nu am ce are ăla, nu mi se vorbește cum mi se vorbește lui ăla, mai ales la persoanele din lume. Eu eram în biserică, dar mă atrăgea pur și simplu ce vedeam în lume, ce vedeam în muzică, ce vedeam în îmbrăminte. Eu nu puteam să fiu așa, trebuia să mă îmbrac așa cum. Sau nu puteam să ascult genuri de muzică care alții le ascultau și îi auzeam de diferite discuții. Că, de exemplu, copii care, mama, uite, a început să vorbească cu mine de fete și de băieți și lucruri de genul. Cum a fost perioada adolescenței după clasa a 5-a? Lucrurile au mers pe o pantă greșită în continuare? După clasa a 5-a, eu tot încercam să-mi câștig atenția așa din diferite lucruri, dar acum am dat seama, atunci nu eram conștient că fac lucrurile, dar pur și simplu mă duceam ușor, ușor, din ce în ce mai jos, legat și de educație și de comportamentul meu. La un timp am renunțat și la biserică
cred că prin clasa a șasea, din cauza că pentru mine era o rușine să fiu pocăit și nu-mi plăcea, mereu mă ascundeam, îmi uram numele meu, Iosif, nu-mi plăcea fiecare dată când eram strigat la catalog așa. Și m-am îndepărtat cât am putut de lucrul ăsta și chiar dacă nu găseam atâta plăcere în ce făceau colegii mei și așa, eu tot făceam lucrurile respective, pentru că vreau să fiu ca ei. Și am început să practic basket pentru iarăși să-mi câștig atenția, dar făceam basket la o sală diferită, noi la orele de sport nu ne punea să dăm la coș și am văzut că nu fac nimic cu asta. Și în clasa a șaptea m-am apucat de fumat dintr-o curiozitate. Pur și simplu am încercat țigările și am vorbit cu cine am încercat că nu o să fumăm și ne-am înțeles că nu fumăm, dar eu la scurt timp m-am apucat de fumat pentru că am văzut ca o oportunitate de a fi mai în evidență. Și de atunci pur și simplu clasa 7 și 8 eram mereu pe pragul de a rămâne repetent, eram mereu scandalos, înjuram în timpul orelor, pur și simplu luam în glumă ori profesor, bagiocoream, stăteam în ultima bancă, nu mă interesa de absolut nimic. Și așa mi-am format și un anturaj în care am început să fumăm și să chiulim. Și din clasa a noua, după ce în vacanța de val din a 8-a într-a 9-a, am început să umblu cu băieți mai mari de la mine din cartier și am început să consumăm alcool și să pur și simplu să stau nopțile plecat de acasă când săream pe geam, să mă pitesc afară din casă. Și în clasa noua s-a schimbat cu totul, nu mai aveam prietenii care i-am avut în liceu și eu tot și eram persoana aia închisă în mine și timidă și nu mi-era atât de bine să de ușor să relaționez și să intru în relație așa de ușor și să-i zic am avut norocul să am acolo un băiat care fusese el matriculat din clasa a 5-a și am intrat în anturaj cu el. Era exact genul care era chiulea în primele două săptămâni de liceu, nici măcar l-am dat la ore să-mi văd colegii și profesorii și stăteam pe afară, fumam, jocoream profesori, director, vorbeam urât lucruri. Ce spuneau părinții tăi când vedeau astfel de atitudine la tine? Au încercat să stea de vorbă cu tine, să îndrepte cumva situația? Încercau să vorbească. E o lungă perioadă de timp, să zic 4 ani, plus perioada mea de dependență, tot au încercat să vorbească, dar eu mereu eu coleam și le spuneam, lasă că o să vorbim noi odată. Ei doreau să vorbească cu mine și mereu eu le spuneam, dar cresc și eu și e normal, nu pot să fiu cum, să stau în banca mea, trebuie să am și eu prieteni, trebuie să, când mai mă miroseau că miros a țigări sau așa, le spuneam, dar mă duc și stau și eu în baie cu băieții, se fumează în baie și știți fumul și se prinde mirosul de tine, că nu o să stau în bancă ca un tocilar. Tot așa eram foarte... Eu am început să intru într-un anturaj foarte negativ cu copii dintr-un anumit clan foarte mare care conduce orașul nostru și am început să umblu în anturaj cu ei și să fac lucrurile care le fac ei și să am curaj să fac toate lucrurile care le fac ei, să fac sport, să fac box. Și m-au absorbit cu totul. Apoi, la vârsta de 17 ani, când deja conduceam foarte, foarte bine fără permis, i-au observat calitățile de șofer și mi-au zis dacă nu vreau să lucrez pentru ei și să mă ocup de lucrurile care se ocupă ei. Și am zis că ok. Pentru mine era cel mai ok lucru de făcut. Câștigam bani, îmi câștigam un nume, toată lumea mă cunoștea, toți știau pentru cine lucrez, eram faimos. Pentru mine asta era tot ce însemna, dar tot mă simțeam gol. În inima ta era în regulă faptul că făceai parte din acel anturaj? Într-o anumită măsură era în regulă, pentru golul la care simțeam, golul la care era de fapt pentru Dumnezeu, care știu că era pentru Dumnezeu, încercam să-l umflu cu bani, cu mașini faine, cu fete, cu fel și fel de chestii, fel și fel de lucruri care de fapt sunt fără valoare. Pentru mine în momentul ăla aveau valoare și erau lucruri valoroase care mă ajutau să continui și să merg înainte în prostiile mele. La școală mai mergeai? Mergeam la școală, da, numai când vroiam. Eram și la școală am ajuns la un liceu tehnic,
Și acolo aveam la fel un anturaj foarte rău, toți băieții cam făceau ce le spuneam, când plecam, plecau toți, nu mergeam toți, toată clasa la școală, perioade foarte lungi. Mergeam când vroiam la școală, practic. Cu prietenul ăsta, într-o zi m-a întrebat dacă vreau să ies pe afară să se întâlnească el cu o fată și am ieșit, ne-am întâlnit cu tata respectivă și la un moment dat apare un grup de băieți prieteni comuni de-ai lui, ne salutăm pur și simplu interesați de mine sau ce e cu mine acolo și mă întreabă dacă fumez și atunci prima dată am văzut un joint și o țigară confecționată cu etnobotanice și m-au întrebat, fumezi? Nu mi-au dat explicația ce o să fumez acolo și deci n-aveam informația eu respectivă, credeam că e o țigară diferită sau un trabuc și atunci a fost prima dată în viața mea când am încercat, când am fumat prima dată roguri legale, etnobotanice. Cum a fost? Sincer, atunci, pe moment, n-am simțit absolut nimic diferit, special, nu înțelegeam starea care o am, dar din cauza că aveam chestia asta de acceptare, să mă accepte lumea, să mă vadă că sunt și eu acolo, persoanele din grupul respectiv se comportau atât de ciudat și râdeau și, dar cu toate astea, se uitau la mine și, că ce mai faci, erau foarte prietenoși cu mine și eram foarte acceptat în grupul respectiv, Lucru care ție îți făcea care mie îmi bucura inima mea, pur și simplu. A fost singura dată când ai încercat astfel de De substanțe? atunci, după ce am fost informat de prietenul meu că aia a fost ziua în care eu m-am drogat, dar mi-a explicat că sunt droguri legale și nu te afectează așa de puternic. Am zis că o să încerc și a doua oară. Dar eu nu i-am căutat a doua oară pentru a mă droga, și i-am căutat a doua oară pentru că mi-a plăcut pur și simplu timpul care îl petrecusem împreună cu ei. Și atunci eu furasem niște bani de acasă. Am făcut eu 500 de data asta, cu mult prea mult pentru mine să fumez atunci și vreo 2-3 ore am rămas inconștient, dar mi-a fost rău, vomitam. Cu toate astea, ei aveau grijă de mine și mă îngrijeau și asta nu m-a făcut să mă opresc și de asta am continuat pentru 2 ani de zile. Ce vârstă aveai când ai început să consumi 15 droguri? ani, 15 ani când m-am apucat. Și de atunci am continuat. Într-o perioadă a 6 luni de zile de la consum ocazional am început să consum în fiecare zi droguri care se fumează și în timpul ăsta am renunțat la școală. Nu era gândul meu să renunț la școală și acum pur și simplu sunt șocat când, sau sunt șocat, poate e prea mult spus, dar când mă gândesc că nimeni nu s-ar gândi că repetent să rămâi e ceva grav sau dependent să fii e ceva grav, dar am rămas la 8 clase de atunci, pentru că nu mai îmi permiteam să fac și școală, să mă și droghez. Cum făceați rost de bani pentru aceste droguri? Cum vi le procurați? La începutul dependenței, foloseam foarte mult manipulare, manipulam mult părinții mei, furam, dar ușor, ușor, cu cât m-am avântat mai mult în dependența asta, am început să-mi fur prietenii. La un moment dat, când eram în pragul spre sfârșit al dependenței, începând să-mi fac victime oameni bătrâni de la care furam și chiar am fost nevoit să dau un cap din cauza că ochii mei erau decât pe droguri și nu mă interesa ce trebuie să fac ca să mă droghez. Fizic te-au afectat în vreun fel în acea perioadă drogurile? Adică mă gândesc că poate cei din jur, părinții, au observat anumite semne vizibile în cazul multora. În toată perioada asta, 2 ani de zile, oricum totul a întâmplat așa ca o scară, să-i zic. Progresiv. Totul a progresat, numai că după astea 6 luni în care eu fumam, mi-am schimbat stilul de a mă droga. Am început să folosesc alte droguri, să prizez pe nas pastile și chiar și aurolac, să suflu un pung. Și de atunci au început să se vadă foarte multe. De atunci au aflat părinții că eu mă droghez după ce m-au luat de la poliție. Și ușor, ușor, dar în perioada asta, a 2 ani de zile în care m-am drogat, aveam undeva 40 de kilograme și acum am 65 de kilograme. Și ideea e că
stau și mă gând acum, era atât de vizibil pe mine, că până și frățiorul meu mai mic, care e cu 10 ani mai mic ca mine și pe atunci cred că avea 6 sau 5 ani, era atât de conștient la ce se întâmplă în casă și la cum mă vedea pe mine, că pur și simplu ochii mei, parcă erau băgați înăuntru, avea craniu așa ieșit în afară, scheletul, și dacă se uita lumea la mine, se speria de mine la cum arătam. Mai ales că aveam zile în care și nopți în care nu dormeam 3, 4, 5 zile, o săptămână, două, dormeam și arătam groaznic. De multe ori frățiorul meu se ruga pentru mine la Dumnezeu că, Doamne, dă-ne-l pe Iosif înapoi. Și eu de mult m-am gândit pe lucrul ăsta și la vârsta aia să conștientizez. Când eu la 5 poate mă jucam cu jucăriile și nu-mi dădeam seama că e război afară sau cine știe ce se întâmplă. E la vârsta aia să fie conștient, se vedea pe mine, se vedea în comportamentul meu din cauza la drogurile etnobotanice, deci foarte mult afectat psihic și devii foarte depresiv și foarte nervos și pur și simplu eu mă cataloghez cu un demon pentru că nu mai eram absolut deloc persoana aia blândă. Eu sunt o persoană blândă și veselă mereu, îi place să zâmbească, devenem persoana aia care era tristă mereu, care era nervoasă mereu, în special în cazurile în care ei încercau să mă țină în casă și atunci pur și simplu îi spuneam și așa urlete, erau în casă acolo și așa strigăte se auzeau. În special la mine în familie nu-mi plăcea faptul că ei încercau să mă țină în casă și de multe ori chiar am lovit-o pe mama mea, am scuipat-o, nu mă interesa. Și pur și simplu plăcerile mele, că nu mai îmi plăcea să văd pe cineva că zâmbește și plăcerea mea era să văd pe cineva că doare fizic și mai ales dacă durerea aia fizică, durerea fizică eu provocam la persoanele respective din jur. Nu-mi plăcea să văd pe cineva că se bucură. Dacă cineva plângea, tot nu mă simțeam bine. Dacă pe cineva îl durea fizic, era ca o plăcere pentru mine. Era ca și cum, nu știu, cineva râde și îți face plăcere. Și mie acum îmi face plăcere să văd că cineva râde lângă mine. Ai încercat să provoci durere cuiva pentru a-ți atace această ciudată dorință? Da, s-a întâmplat de multe dăți în care eram violent și mă apucam să mă bat. De multe ori am fost așa inconștient de la consum și rămâneam fără memorie. Veneam acasă plin de sânge și bătut, că mă bătusem și pur și simplu povesteau prieteni că după ce mă îmbătasem, săream pur și simplu la persoane și le atacai. Da. Ai început, lucrezi pentru clanul acela? De la 17 ani ai devenit cu adevărat parte din gașca lor? La 17 ani, da. Chiar de la 16 ani am început să fac prostii, dar că de la 17 ani au început să-mi dea și bani pentru ce făceam și sume foarte mari de bani care mă încântau și nu m-au avut niciodată gândul să mă retrag. Pentru ei mi-am și făcut permis, pentru că primeam sume foarte mari de bani în schimbul condusului. Ce alte lucruri erai obligat să faci în afară de a conduce o mașină, să spunem? Dar nu eram obligat să fac anumite lucruri, le făceam din plăcere, pentru că intrase răutate și ură. Îmi plăcea foarte mult să mă bat cu oameni fără nicio vină pe stradă. Eram pur și simplu, eram în căutare de scandal tot timpul. Dacă cineva se uita urât la mine, îl întrebam ce nu-i convine. Dacă cineva mă claxona, coboram jos din mașină, numai dacă coboară și el. Eram în căutare de scandal, mai ales știind că am pe cineva în spate care să mă apere în caz de eu nu fac față. M-a domnul din un accident undeva la 180 la oră, unde eram fugăriți de alte persoane pe care le păcălisem cu o sumă foarte mare bani, vreo 250.000 de euro, și băgat în tot depășire, era mașină pe sensul meu, mașină din sensul opus, și am scâncat printre ele și tirul din fața mea n-a vrut să se dea la o parte și m-a agățat puțin colțul aripii din dreapta și m-am răsturnat. N-am pățit absolut nimic decât nasul rupt de la cum am dat cu capul în volan. M-a scăpat domnul odată când mergeam spre Uziceni, pur și simplu mergeam la o viteză de 70-80 la oră, moment în care niște dușmani ei lor au venit, au dat mașina în dreptul nostru și au scos o armă pe geam și au început să tragă în mașina, noi mergeam. Și au fost 3 dintre membrii de la mine din mașină, au fost împușcați, eu am fost singurul care n-am fost atins de niciun glonț.
și mașina a fost ciuruită toată. Era plină de găuri și acum cred că e în sediul poliției. Mașina și sunt ani de zile de atunci când au confiscat-o. Poliția a confiscat-o pentru cercetări și nu știu că mai înapoiat-o. Continuai să trăiești cu tatăl tău în Ageada? Trăiam cu tatăl meu, doar că mă duceam acasă când vroiam. Eram plecat cât vroiam, tatăl meu, din cauza că el credea că așa e mai bine pentru mine să nu mă țină prea din scut, din cauza durerilor care le-am avut cu mama, mă lăsa foarte liber și mă ajuta foarte mult și mă susținea în prostiile mele, crezând că îmi face bine. Momentan ne aflăm în Cluj, e ceva distanță. Am o prietenă care a absolvit școala biblică, o foarte bună prietenă. Ea este o fată extraordinară și cunosc din cartier. Literalmente spus, în cartier, a avut așa un trecut, nu neapărat zbuciumat, dar colorat, condimentat cu tot felul. Am fumat tot felul de chestii, legale și ilegale, am tras la pungă, lipici, numit Prenandez, și mobilac, de la la te dai pe mobilă, ok, am tras pe nas, am cu multe chestii. Ai ajuns dependent? Nu. În vreo perioadă? Bine, decât de fumăciune și fumăciune, atât. Mm-hmm. În rest, am fobia asta de când sunt mic de ace și niciodată nu m-am atins de... și când mă la analize, un real coșmar. Ai o problemă cu asta. Da, da, da. Ok, și eu la București... din cartier, anturajul, căci anturajul strică mereu, anturajul meu practica chestiile astea și mai devreme sau mai târziu am fost înghițit de val. Pornind de la fata asta, Geo, prin care am ajuns aici, bine, ideea e că Dumnezeu m-a adus aici, asta e clar. N-am niciun... Doar că a lucrat prin ea. Prin ea, asta e faza. Și e extraordinar, e remarcabil cum a știut să se țină de o parte de chestiile astea. Fată foarte cu minte. Adică... Tu ai văzut ceva deosebit la ea prin faptul că, făcând într-o oarecare măsură parte din anturajul acela în care tu le-ai încercat pe toate, ea a reușit să se țină deoparte. Da, da. Și asta ți s-a părut ție ceva deosebit și de admis. Da, da. Pe de altă parte, cum să zic eu, nu am simțit-o cum ar veni plus, adică privită, asta e fata aia care nu... Care nu, nici de cum. Da, asta e faza, da, da, da. Cred că înainte să fi... Cred că le are dinainte să fi intrat la școala biblică, principii de viață. E bine să ai... e bine ca Dumnezeu să-și clădească imperiul de bunătate și de dragoste pe niște principii solide cu care vii. E mai ușor să te ridici. Ce s-a întâmplat de te văd astăzi un tânăr atât de schimbat? După un anumit timp în care viața mea o luase cu totul în jos, chiar dacă eu avusesem multe momente de conștiință, așa că nu e bine unde mă îndrept și chiar de multe ori am vrut să-mi iau viața, să mă sinucid, tatăl meu a pus punct la toate și m-a pus să aleg ori o să mă trite pe stradă și nu mă mai întorc, nu o să mai fiu copilul lor, ori o să merg la un centru de reabilitare în București, din Challenge, și o să mă fac bine acolo și după aia o să-mi iau viața de unde trebuie să-mi iau. Și bineînțeles că am ajuns la din Challenge, unde programul ăsta e de un an de zile, din fericire, și sunt atât de mulțumitor pentru mine că am ajuns acolo la un program care nu se bazează pe pastile, pe medicamente, pe alte lucruri care ți-ar rezolva dependența. Am ajuns la un centru creștin. Dar prima dată când am fost, eu am fost de două ori în programul ăsta de reabilitare, prima dată când am fost, eu am pus condițiile că nu vreau să stau acolo un an de zile și, bineînțeles, n-a fost alegerea mea de schimbare, chiar dacă eram conștient. Și directorul de acolo a decis împreună cu mine și cu tatăl meu să stau decât 4 de zile în program. Pentru că aveam 17 ani, eram minor și credea că o să mă fac bine. Și am decis să rămân acolo cu toate că eu aveam gândul să stau o lună de zile și după aia să plec. Am stat 4 luni de zile pentru că
pe lângă mine am avut atâtea exemple care au reușit să se lase de droguri, dar pe lângă asta cu, și am avut, să-i zic, nu zic noroc, zic privilegiul ăsta și am fost binecuvântat de Dumnezeu să mă nasc în familie de creștini și să îl văd pe Dumnezeu într-un fel în copilăria mea. Atunci am văzut pe Dumnezeu cum pur și simplu vedeam viață în oamenii care l-au schimbat de Dumnezeu. Am început să îl laud pe Dumnezeu în astea 4 luni de zile. Am fost într-o tabără de teret și acolo am fost botezat cu Duhul Sfânt și chiar am decis că vreau să-L urmez pe Iisus și să mă conduc El de acolo și după program ce vrea El să facă cu viața mea să facă. Cum de-ai ajuns la Școala Biblică Hristos pentru România din Cluj? La Școala Biblică Hristos pentru România am ajuns după ce eu am ajuns acasă după alea 4 luni de zile de program, dar nu am fost chiar foarte serios cu programul și m-am întors înapoi în droguri. Atunci am avut 2 luni din nou de coșmar pur și simplu și toate stările și tot consumul meu a fost mult mai amplificat și pur și simplu atunci am luat decizia să mă reîntorc la centru din nou după ce am făcut ceva care m-a făcut să conștientizez că sunt în groapă. Am început să sar la un băiat să-l bat, care pur și simplu nu mai era în starea fizică ca să reacționeze și era foarte drogat ca să mai reacționeze și am început să-l bat și la un moment dat mi-am pierdut controlul și l-am tăiat cu un ciob și asta la câteva zile toată plăcerea mea și tot ce simțisem atunci m-a făcut să conștientizez că sunt foarte adânc în negura asta și trebuie să mă întorc în programul ăsta și m-am întors în program, am decis să stau un an de zile în care în 2 luni totul cred că am scăpat de droguri și de atunci atenția mea a fost să îl caut pe Dumnezeu. Cât timp a trecut de atunci? 2 ani. Chiar luna asta am făcut 2 ani de zile de când am mers a doua oară în centru. Și eu astăzi te văd un tânăr foarte schimbat față de ceea ce îmi spui tu. Ce s-a întâmplat cu tine? Am avut ocazia să-L cunosc pe Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu mine. Am avut ocazia prin sora mea care s-a rugat pentru mine și printr-o nepoată de-a mea care a terminat școala biblică tot aici. Se rugau foarte mult pentru mine și nepoata mea îmi zicea de Dumnezeu și îmi zicea de ce Dumnezeu în viața ei la școala biblică și parcă de fiecare dată când vorbeam cu ea, parcă simțeam mai tare golul ăla în inima și nu mai puteam să-L umplu cu bani, nu mai puteam să-L umplu cu cluburi, nu mai puteam să-L umplu cu curse de mașini, nu mai puteam să-L umplu cu nimic. Pur și simplu golul ăla era mai mare și mai mare și mai mare fiecare dată. Cum anume ai ajuns să conștientizezi că ai totuși nevoie de Dumnezeu? A fost pur și simplu o decizie de moment. Am avut o noapte întreagă în care acum știu că Duhul lui nu mi-a dat pace să dorm și mă tot gândesc că oare pentru ce trăiesc, unde sunt toate lucrurile astea într-o bună zi. Și spre dimineață am luat hotărârea, ok, o să încerc la școala biblică acolo cu nebunile lor și cu toate prostiile lor să vedem ce face Dumnezeu ăsta de care vorbesc ei. Doar că atunci se întâmplase o anumită problemă, eu luasem o anumită sumă de bani, 500 de euro, să plec în Rusia. Pentru 3 luni de zile, luasem un avans, plec în Rusia pentru 3 luni de zile, bani de pe care... Rusia? Pentru că acolo aveau ei niște afaceri de care trebuie să îi ajut cu ea și am luat hotărârea să mă duc și trebuia să dau bani înapoi acum dacă vreau să mă pocăiesc și să vin aici. Și am sunat tot la fel pe nepoata mea și i-am zis ce să fac. Și mi-a zis, păi mai ții minte că erai mic și merge la biserică, roagă-te. Am zis că ok, o să încerc să mă rog, nu prea știam eu cum, pur și simplu am vorbit cu Dumnezeu și i-am zis problemele mele. Și printr-o serie de evenimente care sunt sigur că n-au fost la întâmplare, oamenii mi-au șters toată datoria. Doar că după asta, eu nu mai aveam sursă de venit, tatăl meu clar că nu era să mă susțină să vin la o școală biblică, fiind faptul că nu de acord cu așa ceva. Și am zis ok, am sunat-o iar, acum ce? Și mi-a zis că ce ai făcut și pentru banii alții, roagă-te din nou. I-am zis ok, dacă chiar trebuie să merg la școala asta biblică, înseamnă că până mâine seară la ora 12 eu o să primesc bani să merg acolo. Și m-am rugat și chiar am așteptat speranță că o să primesc bani. Și a trecut toată ziua următoare, s-a făcut ora 12 noaptea și n-am primit niciun ban. Și mi-a părut atât de rău că am refuzat să plec în Rusia și am zis că iar nu există Dumnezeu. Iar m-a lăsat, iar m-a păcălit și așa mai departe. Și următoarea zi la ora 10 deja eram deprimat, mă sună sora mea din America și îmi zice că
Nu știu de ce n-ai răspuns, dar ieri te-am sunat de 10 ori și n-am reușit să dau de tine, nu mi-ai răspuns la telefon. Am simțit așa din partea lui Dumnezeu că trebuie să spun $150. I-am trimis deja banii ai în cont, pe un cont de MoneyGram. Simți că ai acum controlul asupra vieții tale? Nu chiar cu tot. Și vreau să fiu sincer că așa ca dependent, ca fost dependent, ca abstinent, fiecare zi pentru mine e o luptă, încă mă lupt. Și mai ales că am stat în program și nu am reușit să-l termin pentru că, de fericire, centrul s-a închis la un moment dat. Am ajuns acasă și din cauza fricii am decis să vin aici în Cluj, să stau departe de anturaj care nu i-aș putea face față, mai ales că eu nu mai am prieteni, nu mai am persoane apropiate lângă care să stau și... Și care să aibă o bună influență. Care să aibă o bună influență, au numai persoane. Și persoane care ar fi avut o bună influență le-am furat și am mințit și nu... Cred că ai găsit ceea ce aveai nevoie aici la Cluj? Cu siguranță. Și în fiecare zi Dumnezeu pur și simplu mă uimește și îmi deschide ochii să-mi dau seama de lucruri care eu le visam, dar din cauza la droguri și din cauza la lucrurile care... Păcatul în care m-am afundat, pur și simplu mi s-a făcut întunecat mintea mea și să zic că, wow, îmi place să scriu sau îmi place să cânt și chestiile, lucrurile astea nu le aveam. Sau cât mă bucur de natură și nu-mi vine să cred acum când mă uit pe geam și văd cât de plăcut e să te uiți la niște păsări sau la cer cât de albastru și de... Dacă ar fi să o iei de la capăt și te-ai găsit acum în punctul acela în care aveai nevoie aceea acerbă de a atrage atenția celorlalți, cum ai face lucrul acesta? Și spun asta pentru că poate sunt tineri, adolescenți sau tineri care ne vor uita și te vor asculta și realizează că și ei fac astfel de lucruri pentru că au nevoie să atragă atenția celorlalți. Cred că sunt și modalități mai puțin destructive de a atrage atenția celorlalți. Ce le-i spune acestor tineri? Cum să facă să-și îndeplinească această nevoie de atenție, dar într-un mod sănătos, pentru a ajunge în situația în care ai fost tu? Primul rând, cum am decis eu să fac lucrurile, nu a fost deloc plăcut nici bar pentru mine, pentru că multe lucruri care le făceam nu-mi plăceau să le fac decât atrăgeam atenția. Și pentru mine, acum un om care stă la banca lui și învață și e liniștit și nu atrage atâta, dacă reușești atenția prin ce înveți, prin ce e foarte bine, dar în școală acolo, dacă nu ai atenția colegilor care fac anumite lucruri, pentru mine ăsta e de fapt șmecherul care stă la bancă și... Lumea de aici foarte primitoare, mi-a plăcut foarte mult că nu se judecă. Bine, foarte puțin judecă, suntem oameni toți mai greșim, e normal, dar se judecă foarte puțin trecutul și obiceiurile cu care vii. Îmi lipsea dragostea necondiționată, o vorbă bună, un zâmbet, chestii calde, care aici mi s-au oferit necondiționat. Ceea ce m-a uimit în locul ăsta, eu mă așteptam să fiu judecat pentru trecutul meu și pentru lucrurile care le-am făcut. Mă așteptam să fiu puțin respins, pentru că, vă dați seama, nevenind dintr-un mediu creștin, nu mă comportam ca restul studenților, care majoritatea vin din medii creștine, mulți dintre ei. Eram cu un limbaj mai vulgar, vorbeam urât, eram foarte arțăgos, sar la bătaie foarte repede și nimeni nu m-a judecat pentru chestia. Toți au venit și m-au copleșit pur și simplu și Cornel și m-au copleșit cu dragostea lor și cred că așa a adus Dumnezeu schimbarea în viața mea prin dragostea pe care a pus-o pentru mine. Când a fost venirea ta aici? Acum cât timp? Cum 2 ani și jumătate. O mare schimbare văd în doar 2 ani în viața ta. A lucrat Dumnezeu. Cum nu, dacă mă întreba cineva acum în jumătate ce o să fac peste 2 ani, probabil aș fi zis că o mașină tare și o să fiu foarte bogat. Atâta tot. Ce-ți dorești acum pentru viața ta pe mai departe? Simt să fiu momentul ăsta pentru viața mea pe mai departe. Chiar îmi doresc să fac tot ce pot ca să scot alții oameni de unde am venit eu și să fac toate lucrurile acolo unde Dumnezeu mă trimite. Bineînțeles și o familie, o soție, față copii.
Astea vin la pachet. Da, astea vin la pachet. Trebuie să le dea Domnul cu totul. Vorbește-ne puțin despre cât de important consideri tu, acum după o experiență atât de grea pe care ai avut-o, să alegi un anturaj potrivit pentru tine. Cred că e cel mai important lucru. Chiar și creștin, dacă ai un anturaj în tine morți, care nu au o relație veche cu Dumnezeu, am observat chestia asta, și aia te poate trage în jos, numai când ești în lume. Chiar creștin poți fi dus foarte mult în jos dacă nu ai oameni vii lângă tine. De lume nici nu mai vorbim, că eu știu pe unde am trecut și am văzut ce face anturajul. Dintr-un copil cu minte, dintr-un copil care singurele prostii erau că spărgeam geamuri și spărgeam câte o minge, am ajuns fiu arestat de nenumărate ori și așa mai departe, doar din cauza anturajului în care am intrat. De făcut când vezi totuși că nu e potrivit anturajul în care ești și nu ai forța să ieși din el, ce ai sfătui pe tine să facă în cazul acesta? Părerea mea că dacă nu au forța să iasă din el, în primul rând să apeleze la noi și în al doilea rând cel mai bine e să se retragă și să se izoleze pentru o perioadă până să scape de acolo. Pentru asta a fost soluția. De-aia am și venit atât de departe, pentru că era singurul loc unde puteam să scap de anturaj. Stând în preajma lui, întotdeauna mă puteau corupe. Nici acum nu mă duc foarte des acasă, pentru că vreau să fiu sigur că sunt la o maturitate spirituală care să nu mă împingă înapoi în locul de unde am venit. Și asta cred că e valabil pentru toată lumea. Să stea până ajung la o anumită maturitate după ce s-au exclus singur din grupul respectiv și să stea retrași doar cu Domnul și cu oameni de aceeași calitate ca și ei. Crezi că ești pregătit să sui principiile tale moral creștine, principiile tale de viață, oriunde vei merge, în orice anturaj vei fi, cu oricine vei lua contact? În momentul ăsta cred. Și nu cred că sunt eu mare lucru. Cred că văd ce a făcut Dumnezeu și știu că vreau să aibă și alții parte de ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Ce înseamnă pentru tine relația ta personală cu Dumnezeu? Nu știu cum să descriu în cuvinte relația personală cu Dumnezeu. Cred că e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care poți să ai. Intimitatea cu Dumnezeu cred că e unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care poți să-l ai. Cea mai mare împlinire pe care pot să o am. Asta ar fi pe scurt cea mai mare împlinire a vieții mele momentan. Dar ești tânăr, nu ar fi mai important poate acum să îți faci un rost în viață, să cauți o situație materială, să cauți o soție, așa cum ai spus. De ce atât de tânăr să cauți tu o relație personală cu Dumnezeu? Pentru că am văzut că atâta timp cât faci locurile sub acoperământul lui, toate lucrurile merg mai bine. Poți foarte ușor să-ți faci o situație financiară bună și să-ți faci un Dumnezeu din bani și să te conducă ei. Poți foarte bine prin aspect, prin vorbă multă sau așa mai departe, să-ți faci o prietenă, dar toate lucrurile astea la un moment dat eșuează, pentru că nu ai binecuvântare și nu mergi împreună cu el. De-aia am decis și am zis că toată viața mea vreau să urmez voia lui. Nu vreau să fiu indiferent, să fiu un om pasiv, creștin pasiv, care stau și aștept să-mi pice din cer. Nu promovez ideea de creștin pasiv care așteaptă să pice din cer. Promovez ideea de creștin care face cât de mult poate, dar de creștin care în același timp stă sub protecția Domnului și sub autoritatea lui. Nu încearcă să facă tot prin sabia lui. Asta e important, să ai relație cu Dumnezeu. Acum, aici la noi la școală sunt și baptiști, penticostali, ortodoxi, cred că sunt și catolici, abar, n-am pus tot felul, și care nu au fost credincioși, nu au avut o religie înainte. Dar nu asta contează că ești evreu, țigan, italian, whatever. Contează cât de mult te dedici Dumnezeu și cât de sincer ești. E ca o relație, nu știu, cu părinții sau cu prietenul, ești prietena. Contează cât de mult te dedici în relația aia, cât de sincer ești.